tuturor și bine ați revenit la premii. Dar astăzi vom avea doar playerpick-urile de deschis pentru că salvez pachetele pentru mâine după ora 8 pe live, după ce apare Community Team of the Season. Dar ca să nu fie un episod atât de scurt, după ce voi deschide playerpick-urile, vă voi lăsa predicția mea la Team of the Season Ligue 1 din Franța. Și da, poate că o să-mi iau hate iară, pentru că nu pot să înțeleg de ce ți-ai luat hate doar pentru că ai folosit alt design. Și am explicat-o de mai multe ori și pe live și pe grupuri. Aplicația pe care o folosesc și de fapt nicio altă aplicație nu are deocamdată în database cardul de Team of the Season, pentru că promo-ul în sine nu a apărut încă. E drept, sunt anumite predicții făcute deja cu acel design, dar eu nu le prelucrez într-o aplicație de edit. Le fac într-o aplicație care se bazează strict pe crearea de carduri. N-am găsit nici la cardurile create de comunitate, dar asta e. Până la urmă, ce contează și mai mult este ratingul și statisticile pe care le-ar putea avea respectivii jucători. Da, fără alte introduceri, haideți să mergem să deschidem player pick-urile. Și cred că e prima oară după foarte mult timp când deschid atât de devreme. E 11 și 3 minute, adică de-abia au ieșit premiile la Weekend League. Și sincer nici nu știu ce așteptări să am. Vedem și acel leak CDM brazilian Team of the Season. Poate să fie ori Lucas Leiva, ori Casemiro, ori Fernandinho. Am și 4 judecat. Deja cele 4 pachete salvate de la Division Rivals. Vom avea 2 pachete de 50k și 2 de 35. Ar fi trebuit să am încă 4 de 15, dar nu cred că ar fi avut rost să fac rank 1 doar pentru încă 4 pachete de 15k, dar poate că ar fi făcut diferența, nu zic nu, pentru că în Team of the Season, mai ales de la Community, sunt șanse foarte mari să pice anumit Team of the Season. Dar după cum știți, cei care ați fost pe live zilele trecute, eu nu mai am doar un cont, l-am și pe al doilea. Mai am de făcut vreo 600 sau 700 de puncte pentru Weekend League, așa că weekendul ăsta o să joc 60 de meciuri, nu 30, cum obișnuiam. Și vom avea pe live pentru prima oară și Weekend League, iar pe ăsta o să joc separat. Așa că live o să fie făcut la Weekend League cu contul de Road to Glory. Din păcate, Weekend League-ul trecut am reușit doar gol 2. Nu știu dacă pot să spun neapărat că a fost un weekend slab, mai degrabă ghinionist, adică am început cu 4-0 și toate victoriile au fost forfeit, iar după în al cincilea meci știu că aveam 2-0 și prin minutul 40 cam așa l-a băgat pe Kent. Scor final 6-3 pentru el. Mi se pare un pic cam ciudat ca un singur jucător să facă diferența atât de mult, dar au fost și alte momente în care Kent pur și simplu n-a avut ce să-mi facă. Da, na. Am terminat cu 19-11, am pierdut meciul de gol 1, am pierdut gol 1 în ultimul meci. Plus că am pierdut 4 meciuri la penalti. Am avut 4 meciuri în care am ajuns la penalti și pe toate le-am pierdut. Unul dintre ele cu un român care a avut 3 șuturi și mi-a dat 3 goluri. Și eu din 14 șuturi am avut 3 goluri. Aia e. La un moment dat și conduceam la penaltiuri, dar nu știu ce s-a întâmplat. Aia e. Deci măcar unul dintre meciurile pe care le-am pierdut la penalti ar fi făcut diferența. Da, nu mai contează. Până la urmă mă gândesc că ultima oară când am făcut gol 2 a venit Sonaldo și chiar nu mă așteptam. Așa că pentru mâine o să avem două pachete de 50k, două de 35, două de 55 și un rare gold pack. Plus marquee matchups pe contul ăsta, pe Road to Glory și
pe celelalte conturi de SBC-uri. Primim și cei 45 de K, așa că acum o să avem vreo 87 dacă nu mă înșel. Și o să ne ajute mai mult pentru următoarele SBC-uri ce vor apărea în timpul promo-ului Team of the Season. Haideți să deschidem player-picurile, stați să intrăm și în Team of the X să vedem cam ce s-ar potrivi cel mai bine la mine în echipă. Cam așa arată Team of the X Moments 6. Benzema nu știu sigur dacă s-ar integra atât de bine, dar pentru Griezmann sigur aș face loc, adică arată destul de bine. I-aș da un Catalyst sincer, sau un Maestro, habar n-am, adică una din două. Firmino mi-l-ar face pe Son să stea în 10, că deocamdată stă în 8 și aș da tot așa un Catalyst, adică arată super bine și undeva pe la 300 de K dacă nu mă înșel. Așa, Griezmann undeva pe la 285, Aubameyang e cel mai scump din Team of the Week, pe la 450, nici el nu n-ar fi rău. Iar în rest, Koulibaly, Umtiti, Arnautovic, nu sunt interesat, poate de Perisic, dar vedem. Așa arată echipa în momentul de față, va trebui să îl scot pe Jetterson de acolo, va veni și Fred, dar cred că știu ce fac. De fapt, stai că nu merge. Să încerc cumva să-l fac pe Son să stea în 10, dar cred că nu, gata, știu. O să fie Son pe CDM, Fred pe CAM și Souza pe Striker. Cred că așa pot să fac să stea în 10. Da, haideți să vedem ce ne dă la Player Picks. Începem cu primul player pick. Koulibaly! Ce bine a venit Koulibaly! Foarte bun, nu o să-l bag la 86 plus upgrade, dar o să-l păstrez pentru un SBC mare, dar foarte bun Koulibaly. Nu mă așteptam. Și al doilea player pick. Și Arnautovic. Și player pick-uri bune. Chiar foarte bune. 90, 92 și 87 la gol 2. Mi-e greu să cred că se poate așa ceva. Că până la urmă am avut cele mai bune player pick-uri la gol 2. Iar weekend league-ul trecut, nu weekend league-ul trecut, cu un weekend league în urmă, am făcut gol 1 și ați văzut ce mi-a dat. Mi-a Keita, Balde și Benteke. Deci e incredibil. Foarte bune aceste două player pick-uri. Chiar nu mă așteptam. Iar Koulibaly e cel mai high rated din Team of the Week. E pe market undeva pe la, nu știu, peste 150 de K dacă nu mă înșel. Până la urmă nici nu contează ce rang faci, important e să merite la premii. Pentru că ăsta e cel mai important lucru. Arnautovic e pe la 35 de K, iar Koulibaly este fix 143 de K. Hai să dăm și redeem la Weekend League pentru acest weekend. Și da, astea au fost player pick-urile. Eu acum vă las cu predicțiile pentru Ligue 1 Team of the Season. Mulțumesc că v-ați uitat. Urez zi faină. To the limit.